reprezente, n-au nicio șansă. Ei au mers bine acolo unde a fost greu și unde a venit populismul. De-aia, haideți să nu ne lăsăm înduplecați de demagogia lor, să strângem motoarele. Aveți astăzi o perioadă extrem de importantă din viața partidului, alegeri, și va trebui să alegeți o echipă performantă, să ținem aproape și să mergem la Convenția Națională și să votăm și să găsim o echipă performantă. Personal, spun și eu, cum spunea prietenul meu Ion Oltean de la acest microfon, da, îl susțin pe Emil Boc și echipa lui. Și am motive să o fac, extrem de serioase. În primul rând, un om care și-a asumat responsabilitatea la greu, care n-a fugit, care a luat măsuri nepopulare, dar care vor trebui explicate de noi și de dumneavoastră. Și vă cer, dragi botoșăneni, să vorbiți în satele dumneavoastră despre pensia minim garantată dată de guvernul Emil Boc, să vorbiți despre pensionarii care au primit grupa a întâia și a doua pensie majorată în perioadă grea, să vorbim despre investiții care se fac și se fac multe. Sigur că dorim mai mult și se poate mai mult, dar trebuie cu cumpătare și eu sunt convins că vom învinge. Îl susțin pe Emil Boc. Moldova sunt convins că înțelege care sunt prioritățile și PDL-ul înțelege care sunt urgențele și va merge cu o echipă de oameni care și-au asumat răspunderea, care au fost alături de dumneavoastră și vor fi în continuare. Eu vă doresc mult succes, vă doresc un Paște fericit, Dumnezeu să vă ajute și gândul cel bun! Așteptăm de la dumneavoastră. Pe de altă parte, suntem în fața unui moment important pentru întregul Partid Democrat Liberal, pentru că avem alegeri la nivel național. Avem alegeri după 6 ani în frunta Partid Democrat Liberal și de asemenea și aici vom alege președintele Partid Democrat Liberal care poate să ducă acest partid la victorie în 2012, care poate să mențină Partid Democrat Liberal la guvernare și care poate să îl pregătească pentru alegerile 2014. Și acest om este Emil Boc. Ca să câștigăm alegerile, cred că trebuie să facem ceea ce am făcut întotdeauna. Pe de o parte, trebuie să arătăm oamenilor că avem proiecte pentru ei și că suntem singurul partid care poate să le pună în practică. Ca membru al acestui guvern de 2 ani de zile, pot să afirm toată responsabilitatea că acest guvern a reușit să facă din țara asta un șantier. Și chiar și astăzi, de dimineață, ne-am trezit la prima oră ca să mergem să vizităm 2 obiective importante finanțate din fonduri europene, 2 obiective pentru care autoritatea publică locală, primăria, a reușit să genereze 2 proiecte care au accesat fonduri europene și care sunt foarte importante pentru comunitate. Dar nu sunt singurele proiecte pe care le avem aici. Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului, numai ministerul pe care îl conduc, are proiecte în Botoșani, în județ, de aproape 600 de milioane de RON în derulare. Avem proiecte de reabilitare de drumuri județene, drumuri comunale, sisteme de apă, canalizare, locuințe sociale, locuințe pentru tineri, ANL-uri, reabilitare de monumente istorice, investiții în turism. Și în continuare vom semna proiecte cu finanțare europeană. Asta arată preocuparea Partidului Democrat Liberal pentru a rezolva concret problemele oamenilor. Și oamenii sunt foarte atenți la aceste lucruri. Pentru că de vorbărie sunt sături, s-au săturat să vadă teleopoziția comentând în continuare fără soluții, sunt tot timpul la televizor atunci când sigur se trezesc la prânz și după amiază nu au ce face că la Parlament se închide, umplu televizoarele și stau și toacă zi de zi. Auzam, cred că ieri, alaltă, nici mai știu când, că se întâmplă în fiecare zi asta, pe Ponta, acuzând că banii din ministerul pe care îl conduc merg discreționat către autorități publice locale conduse de PDL. Păi adică oamenii din Botoșani, botoșănenii, n-au și ei dreptul la drumuri, la apă, la canalizare,
n-au și ei dreptul ca după ani de zile în care au fost ignorați de guvernele PSD, PNL, să-și pună în practică proiecte de care au nevoie? În plus, am făcut o analiză. La nivel național, banii care vin de la guvern către consiliile județene pentru a fi împărțiți primăriilor din județele respective, din cote de pagare de TVA, în județele conduse de PSD, 16 la număr, PNL, cred că 5, sumele au fost alocate în procent covârșitor către primării PSD 55%, primării PNL 30% și doar 15% către primăriile PNL. Și asta din bani alocați de guvern. Deci dacă vorbim de alocare discreționară pe criterii politice, ar trebui să ne uităm în curtea lor. Și ei ar trebui să ne uităm întâi de toate ce fac acolo unde ei conduc autoritățile publice locale. Iar la unul din programele pe care gestionează ministerul meu, cel inițial în hotărârea de guvern 577 și știți cu toții referitor la drumul județene, apă și canal, sunt județe cu președinți de consilii PSD unde primăriile PSD au primit 0%. Asta înseamnă modul corect în care PSD și PNL știu să facă alocările de fonduri de la bugetul de stat. În schimb, la critici sunt primii. Sigur că nu critice lor ne sensibilizează pe noi. Partidul acesta a câștigat toate alegerile din 2004 încoace, tocmai pentru că nu a fost sensibil la critici sterile, ci și-a văzut de treabă în toate sondajele și o arată și faptul că am câștigat în toate alegerile locale din ultimii 2 ani în proporție de peste 80%. Asta înseamnă că oamenii ne judecă după ceea ce facem și nu după ceea ce se spune la televiziunea lui Vântu sau televiziunea lui Coiculescu. Dar pentru a spune oamenilor adevărul, pentru ca oamenii să afle ceea ce facem cu adevărat, este nevoie să fim mai prezenți. Este nevoie să spunem noi la rândul nostru lucrurile bune pe care le facem și aici cred că simt nevoia ca la nici... În 2008 am câștigat alegerile cu 3 mandate de deputat, cu 3 mandate de parlamentar în fața PSD-ului. Fiecare vot din țară sau din străinătate a votat. De aceea spun că în funcție de context și situație, fiecare a făcut exact ce a trebuit pentru Partidul Democrat Liberal și pentru aceea sunt aici, în numele Biroului Permanent Național, să vă spun acum, la un capăt de drum și la început de un alt drum, mulțumesc pentru ceea ce a făcut Botoșan pentru PSD. De asemenea, un apel de imnul PNL-ului. Vântul bate, apa trece, pietrele rămân. Și după acești 2 ani, când știu cât de greu a fost fiecăruia dintre dumneavoastră să fie alături de PNL, când a fost cel mai greu. Și pentru faptul că n-am plecat și sunteți astăzi aici, într-un număr atât de mare, demonstrează că partidul acesta are viitor, care oameni de caracter, care oameni de suflet, care nu dau bine cu fugiții atunci când este greu, ci din potrivă merge mai departe împreună și câștigăm. Pentru asta vă mulțumesc la toți. Cu asta pentru că asta a fost soarta noastră. Să fim în confruntare cu tot ce este mai greu în perioada aceasta criză economică. Așa s-a întâmplat când am ajuns la guvernare și am avut această provocare în față pentru partid. N-am dat bine cu fugiții, ci din potrivă am făcut ceea ce a trebuit pentru țară și să putem trece perioada aceasta grea. Gândiți-vă unde eram în 2008. Eram pe o creștere economică de 8%, dar țara a fost datată cu un deficit de peste 5%, adică și datorată și cu o criză economică, criză care este cea mai aspră din ultimii 60 de ani.